Mulțumim, mulțumim trupei Juno, îți mulțumim Daniel Lazar și bandului nostru. Vă mulțumim. Pentru o clipă mi-a fost frică că o să scapi, dar s-a rezolvat. Revenind la ce vă spuneam mai devreme... Răspunsul la dacă m-aș afla din nou în 20 decembrie ce aș face, sigur, adică fără ezitare, tot aia aș face. Pentru că ceea ce îmi doream atunci e mai presus de orice. Libertatea, cred că, nu e o trăsătură politică, e o însușire a ființei umane. Aceea am cucerit-o, aceea, slavă Domnului, încă o avem, de aceea trebuie să, de ea trebuie să ne bucurăm. Ce a urmat apoi, da, sigur că acum multe lucruri probabil că le-aș face altfel cu... Dar sigur mai e încă altceva. Nu, dar ce vreau să spun ca să vă ajut, domnul Buzur a spus să nu gândești legea supraviețuirii, să taci și atunci când spui ceva, te hotărăști să spui ceva, să spui inversul a ceea ce gândești. Deci poate dacă ați fi fost un pic mai... Adică dacă nu ați fi spus ceea ce gândiți și ați fi făcut niște strategii, poate că lucrurile ar fi stat altfel. Altfel cum? Nu știu, cunoscându-l bine pe Gusti Buzura, n-aș înclina să cred că e un om al unor compromisuri prea mari. În politică, da, e adevărat. În politică, compromisurile sunt obligatorii, în sensul că nu poți întotdeauna să realizezi ceva cum vrei tu. Dacă cei cu care trebuie să faci treaba au alte idee, trebuie să preiei ceva și din ceea ce își doresc ei, din ceea ce propun ei, ca să iasă în final un rezultat. Altfel, te ții pe poziția ta și ce ai făcut? Politica, cred eu, e despre rezultate, nu despre intenții. Noi acum avem o mulțime de intenții, rezultate pentru ceea ce așteaptă oamenii mai degrabă rele, și, în schimb, o mulțime de rezultate pentru folosul... În fine, poate că în seara asta nu facem politică. Nu, da, o să ne întoarcem la ceea ce regretați, ce puteați să schimbați imediat după 1990, dacă ați face altfel în anumite situații. Vă mai las puțin timp de gândire și o să ajung la doamna Bitănescu, care știu că a declarat la un moment dat că regretă că s-a făcut actriță, e adevărat? A, da, 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 sigur că regret, pentru că totdeauna depinzi de cineva și în general noi actorii depindem de regizori. Acum am avut norocul să depind de niște regizori mari care au fost câțiva. Ion Cojar, de exemplu, un extraordinar de mare regizor, care din păcate nu mai este printre noi. Am lucrat cu David Esrick, un mare regizor. Asta nu înseamnă că ceilalți cu care am lucrat au fost chiar atât de mari sau atât de pe gustul meu. Deci am luptat enorm să conving lumea că nu sunt numai o actriță de divertisment de comedie, ci că am fior dramatic, ceea ce am reușit prin anumite spectacole. Cine a văzut Azilul de Noapte, Batista în Dunăre, până la urmă am luptat enorm să demonstrez că pot să scriu piese de teatru. Și asta cinci este femei în tranziție. Cinci, nu? Femei de tranziție, care se joacă de 9 ani de zile săptămânal cu Casa Închisă. A doua comedie, Încă-i Bine, care se joacă de 4 ani la Național cu Casa Închisă, și cea de-a treia, care este un proiect particular, este o comedie romantică și are un titlu superb, se numește Viață de cimitir. Deci vreau să vă spun că e o piesă extraordinar de curajoasă, chiar am să vă invit, mi-ar face o mare plăcere să veniți să vedeți, mai ales că în Viață de cimitir atacă o problemă de care ne temem cu toții, de moarte. Este o prostie. Vrem, nu vrem, ea oricum vine. Dar este tratată prin mijloace de comedie și prin o mare iubire. Cine dintre noi nu vrem să fim iubiți și dincolo de zare, dincolo de noi? Nu știu, este cea mai interesantă și deșteaptă piesă pe care am scris-o. În toate piesele mele, de ce mă laud că m-am chinuit? Să scriu despre istoria României, despre religia României, despre trădare, despre ce s-a... Fără să dau un nume, mie nu-mi place să jignesc oamenii, nu-mi place să dau un nume, nu-mi place să insult pe cineva, nu. Nu. Scriu lucrurile politice, simplu, adevărat cum le simt eu. Probabil că ceva calități au aceste piese dacă se joacă cu Casa Închisă și e lume care vine să o vadă fiecare piesă a doua sau a treia oară. Deci de aceea aș dori să veniți să le vedeți. Că nu-s chiar
numai comică. Și dar numai... acum, după ce v-ați împlinit de-a doua menire, bănuiesc că nu mai regretați faptul că... Vreau să vă spun că se spune că nu mai sunt actori tineri, că nu e adevărat. Sunt actori tineri foarte talentați și foarte buni cu care și eu am lucrat. Sigur că regret lucrul cu Ion Finteșteanu, nu mai există un Finteșteanu la noi. Nu mai există un... Cine să spun, Birlic, Eugenia Popovici, Aura Buzescu, eu am avut norocul să-i prind pe acești oameni. Dar nu știți cum erau oamenii ăștia, cât de simpli, Giugaru, de o simplitate, de o măsură, de un bun simț. L-am văzut pe Emil Bota odată la radio, marele Emil Bota, Doamne, zi, la 8 dimineață, trebuia să recităm ceva sau să facem o piesă, la 8 dimineață ăsta este timpul la radio. Și îl văd pe Emil Bota pe bancă, pe culoar, zic, mamă, ce să fac acum, repede să-l salut pe maestru, n-apuc să-i spun bună dimineața, maestre. Emil Bota se ridică în picioare și îmi spune, să râd mâna, domnișoară, mie, de-abia intrasem în Național, m-am și speriat, m-am uitat, zic, la mine s-a uitat sau la altcineva. Deci, de o politețe, de o drăgălășire, te făceau să te simți atât de bine. Vai, nu pot să vă spun ce actori am cunoscut. Vorbim numai la trecut. Dar da, noi trebuie să facem ceva ca viitorul să fie mai bun. Sigur și poate că putem face ceva. Ține de fiecare dintre noi. Dar e cam greu la ora actuală. E foarte greu. S-a făcut un bulgăre de mitocănie atât de mare în România. E o țară de mitocani și felul în care se vorbește este mitocănie și rău. Doamna Bita, ne-a spus, suntem aici la Via Roz în spatele noastre. Dar nu, dar vreau să vă spun că tonul este... Tonul este, eu aș dori să fie un ton superb, cald, femeia să fie respectată, că lumea vede o femeie frumoasă ca tine pe stradă. Sau cu orice femeie trebuie să o respecti, să te ridici, să dai locul, să-i zâmbești. Nu mai au dispărut lucrurile astea, nu se mai vorbește corect limba română, nu mai este disciplină. Eu aș fi foarte dură dacă aș avea o funcție acum. Dacă aș fi Petre Roman la început, aș fi foarte a dracului. Așa în glumă, între ghilimele. Nu, să știți un lucru, că trebuie făcute lucrurile, părerea mea. Sigur că o să mă contraziceți dumneavoastră, că vă pricepiți, eu nu mă pricep la politică. Dar trebuie făcute puțin cu forța lucrurile. Cu cum să cădinea nu mai merge. Deci domnul Roman în 90 trebuia să fie un pic mai da, rău? Da, cred că da. Și nu numai dânsul, stați oameni, să nu acuzăm, că e foarte ușor să acuze așa. Deci a făcut foarte bine ce a făcut, dar a fost prea cum să cade, prea dulce, prea bun. Nu, trebuia să fie mai dur, domne, toată lumea atunci. Să, nu, așa văd eu lucrurile. Pentru că nu-și, poate nu-și făceau românii chiar așa de cap cum își fac acum. Vă scoatem și vinovat în final. No, eu n-am spus că el este vinovat. Este, a înțeles, eu nu-mi deștept no, și înțelege, are simțul umorului, înțelege perfect ce vreau să spun. Da, da, da. Domnul... E, bine, așa e foarte după război, mulți viteși să arată, exact, știți cum este. Exact, da. Dar oricum, acum v-am dat posibilitatea să vă gândiți, să considerați că v-ați întors în trecut și puteți schimba ceva. Ok. Domnule Buzura, dumneavoastră, ce ați schimba? Aoleu, de la început totul. De la început totul? Absolut. Nu pentru că a fost rău, pentru că vorbeam înainte, am cunoscut din întâmplare toate câte s-au petrecut în acele zile ale Revoluției, după, până în zilele noastre. Mi-am promis să rămân un an în București, am rămas 20. Deci sunt lucruri care nu depind numai de tine. Dar în vremea respectivă, apropo ce spune doamna Pitănescu, nu se putea altfel. Erau oameni ridicați, Petre Roman ridicat de pe baricadă, pus în fruntea guvernului. Ion Iliescu de la editura politică. Tehnică. Poftim? De la editura tehnică. Editura tehnică în fruntea țării. Gândiți-vă că n-au fost pregătiți, n-au știut ce să facă, era bunul simț și experiența, cunoașterea lumii i-a ajutat. Și era un climat de o violență, de o agresivitate fără margini, pentru că s-au deschis toate, cum să zic eu, sentimentele, resentimentele. Dumneavoastră, unde erați în acele zile? Eu eram în Cluj, în noaptea respectivă, în nopțile respective, în prima perioadă, în prima parte a venit la mine, deci înainte de a începe Revoluția, o doamnă și mi-a spus, doamnele Buzura, v-am citit, vă cunosc, zice, noi vrem să ieșim în stradă, vreau să știți și dumneavoastră asta. Pe urmă am umblat cu regretatul Aurel Stoica,
prin diverse fabrici să vedem care uși de la uzine au fost sudate, dacă poate și oamenii. Pe urmă... Domnule Buzurav, a fost frică? Sigur că mi-a fost frică. De ce v-a fost cel mai frică? De moarte, de soare? Cum să zic, erau două lucruri foarte... care se întâlneau în același punct. Mă bucuram că... Să vă rog să țineți microfonul mai aproape. Da. Mă bucuram că în sfârșit a sosit momentul care pe care mi-l doream dintotdeauna, dar pe de altă parte ziceam, ar fi păcat să mor chiar acum, când de acum înainte pot face lucrurile cele mai bune. Dar nu îmi păsam, făceam exact programul, bând stradă printre demonstranți, eram foarte aproape când au murit niște prieteni. Deci... nu m-am gândit la moarte decât episodii, când vedeam că a dispărut unul sau altul. Dar ca să răspund la partea a doua a întrebării dumneavoastră, lucrurile ar trebui să înceapă din alt punct, dar să înceapă odată. Nu, adică sunt câteva lucruri, însă nu se poate vorbi de libertate, de demnitate, de cultură, de civilizație în sărăcie. Adică da, dar mitocănia, ce spunea doamna Bitenescu, ține de sărăcie, mitocănia? Poftim? Mitocănia are legătură cu sărăcia? Ține de cultură. Adică e un climat în care te dezvolți în legătură cu marile talente de care le-ai evocat. Da, există mitocan și mașini luxoase. Nu, deci nu păi cred mai ales că... acolo. Mai ales. Mai ales acolo. Da, da. Dar păi vreau nu, să vă spun ceva. Talentele, cum cele evocate, mari actori, mari, da. Actori, mari scritori, și marile talente în general apar după reguli neștiute. Nimeni nu știe de ce apar, cum dispar, se știe. Așa. Deci nimeni nu știe de acest, de cum apar, care sunt astea. Uneori în dictaturi sau în momente foarte brutale apar mari valori. Alte a murit libertate... acel, mă iertați că vă întreb, a murit acel spirit al puloverului roșu? Că bănesc că acolo în piață, pe baricade, erau și acești, sau mă rog, poate erau mai mici, acești mitocani de astăzi. Adică atunci nu erau mitocanii, s-au transformat între timp, au crescut în cei 20 de ani? Foarte, foarte interesantă întrebare. Foarte interesantă. Vedeți, noi la baricadă, propriu-zis, vorbesc la baricadă, nu în jurul ei, n-am fost niciodată mai mult de 100-120. Intelectual, în sensul în care îl înțelegem astăzi, cred că eram cam singurul. Cu toate astea, pot să vă spun că oamenii care erau acolo, foarte mulți, foarte tineri, adică între noi acolo, era o relație atât de intensă și în același timp atât de curată și atât de educată, cum nu vă puteți imagina. Acolo, în momentul ăla de maximă tensiune, putea să ne lichideze pe doi, pe toți, au murit jumate. Până la urmă, jumătate au fost uciși, asasinați. E, relația de acolo, aș da orice să mai trăiesc. Relația aia care am trăit-o, intensitatea, emoția aia, curățenia aia care am trăit-o printre ei. Nu era nicio înjurătură acolo, nu era nicio insultă. Era numai o extraordinară mobilizare psihică, de energie, de vitalitate. Oamenii știau că s-ar putea să moară, sau dacă nu mor, s-ar putea să fie arestați, să dispară, oricum. Cu toate astea, acolo eram. Acum, totuși, mă întorc la întrebarea aceea cu dacă regret ceva sau dacă aș face altceva. Și e un lucru la care m-am gândit adesea. Vedeți, eu am beneficiat de un lucru care nu s-a mai întâmplat și eu cred că nu se va mai repeta. Când am prezentat, e vorba de după alegeri, primului parlament liber ales al țării, am prezentat programul meu de guvernare pentru a fi aprobat de parlament și a fi votat prim-ministru. Atunci s-a întâmplat un lucru extraordinar. Deși eram la nici două săptămâni de la mineriada aceea, prima și că cea de-a doua a fost, mă refer și la ea acum, e bine, programul acela a fost votat fără niciun vot împotrivă. Au fost 4 abțineri, niciun vot împotrivă. Deci un consens formidabil. Și atunci, sigur că m-am întrebat ulterior, dacă am plecat de la o bază atât de solidă, atât de extraordinară,